În doar două zile se dă startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Politicienii însă își împart deja de săptămâni bune critici aspre. Sunt buni în vorbe, mai prost stau la prezentarea programelor concrete pentru electorat. În plus, și anul acesta, oamenii politici își fac campanie pe seama copiilor și a bătrânilor. Motivul? Reprezintă categoriile vulnerabile, spun psihologii. Mai sunt doar două luni până la alegerile pentru un nou legislativ, iar în discursurile celor mai mulți politicieni, cuvintele copii și bătrâni par a fi cele de bază. Pensia minimă garantată, care astăzi este 400 de lei. S-a tot discutat despre acest lucru, despre acești oameni, despre acești români, care se zice că n-au contribuit la sistemul de pensii. A fost vina lor? Au hotărât ei că trebuie să lucreze acolo? Au hotărât ei cum a fost gândit sistemul atunci? Pensia minimă garantată, cel puțin acum, până în 2018, va crește de la 400 de lei cât este astăzi, la 640 de lei. Nimeni din conducerea României nu a avut grijă de pensionari, așa cum au făcut-o guvernele PSD. Și în 2017 trebuie să continuăm această politică fundamentală pentru 6 milioane de români, părinții și bunicii noștri, a scris fostul premier Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. Avem 700 de mii de copii în afara școlii. 32% dintre tineri nu își găsesc un loc de muncă. Analfabetismul funcțional este de 37% din populația României. Partidul Național Liberal va oferi răspunsuri pe următoarele teme prioritare. Decuplarea educației de piața muncii, subfinanțarea cronică și nețintită a educației. Discursurile din această perioadă au un scop bine definit, iar riscul de a cădea în capcana lor este foarte mare, sunt de părere psihologii. Bătrânii la ora actuală sunt foarte mulți în România. Sunt cei care votează și este o categorie vulnerabilă, pentru că nu au tot ce le trebuie, au nevoie să fie ajutați. Și a promite niște ajutoare și a promite că atenția va fi îndreptată către ei este un avantaj. Copiii sunt foarte importanți pentru părinți. Uneori sunt puși înaintea nevoilor proprii. În momentul în care li se promite că li se oferă copiilor ceva suplimentar sau ceva ce au nevoie, bineînțeles că părintele va fi impresionat și va fi atent la mesajul care îi se adresează copiilor. De altfel, de la an la an, românii par a fi tot mai dezamăgiți de politicieni. Potrivit celor mai recente cercetări sociologice, românii au cea mai mare încredere în pompieri, armată și jandarmerie. No. Pe cele întâmplate nu mai am încredere în niciunul. Promisiunea aiurea. Eu am o pensie după 30 ceva de ani de muncă. Nu știu dacă cineva poate să trăiască cu pensia asta și în situația cum sunt eu. Plus că și soțul e foarte bolnav. 9 milioane. Și dintre care 3 milioane le dau pe medicamente. Nu prea am încredere în politicieni. De ce nu mai aveți? Pentru că sunt multe promisiuni neonorate. Cred că încearcă să manipuleze, în primul rând, în preajma alegerilor. Cei care mai au totuși o fărâmă de speranță vin cu sfaturi pentru viitorii aleși ai neamului. Să nu mai mintă și să aibă grijă de cei care îi aleg. La rândul lor, tinerii simt că nu mai au niciun motiv să meargă la vot. Nu, n-aș mai vrea să mai merg, dar sunt român și iubesc țara asta și pentru asta vreau să-mi exercit dreptul de cetățean al acestei țări. Alegerile parlamentare vor avea loc în data de 11 decembrie, iar campania electorală se desfășoară în perioada 11 noiembrie-10 decembrie.